De curând, Asociația Origini din Buzău s-a transformat în fundație și s-a mutat în sediu nou. Este o fundație a cărei activitate se desfășoară pe plan național, dar care este preocupată în special de locurile și de istoria veche a județului nostru. Membrii fundației și-au propus și realizarea unor proiecte cu fonduri europene. Vom face primii pași în realizarea satului dacic. Este un obiectiv care are deja câțiva pași făcuți, pentru că în parteneriat cu Primăria Bozeoru dorim să ridicăm la Găvanele un sat dacic, un sat așa cum arătau locuințele de acum 2000 și ceva de ani. Și tot pliat pe acest sat, dorim să realizăm și un sat al sănătății, probabil cu o clinică de dezintoxicare, o clinică de nutriție. De asemenea, Fundația Origini sprijină și un proiect de amploare, un ansamblu monumental denumit Deceneu și Daci. Chiar astăzi am încheiat un protocol cu autorul. E vorba de sculptorul Ivan Jinaru pentru complexul monumental Deceneu. Acest complex va fi amplasat în fața Parlamentului României la București. Printre proiectele importante care vor fi realizate de fundație anul acesta se numără inaugurarea monumentului Iorgu Cozma, un erou al războiului de independență. Inaugurarea va avea loc pe 10 mai în satul Ursoaia din comuna Viperești. Tot anul acesta, fundația va organiza la Buzău Congresul Internațional de Dacologie, ediția 16-a, între 10 și 12 iulie, și Universitatea de Vară Origini, după modelul folosit de Nicolae Iorga. Fundația editează și revista Origini, care apare lunar și este distribuită în toată țara.